Concurs inedit de aruncat cu telefonul mobil la Timișoara. Competiția sportivă este organizată în cadrul unei campanii de colectare a telefoanelor mobile ieșite din uz, în vederea reciclării acestora. Aruncatul cu telefonul mobil este inevitabil un sport relativ recent. Cunoscând în scurt timp o răspândire internațională, își are originea în Finlanda. La Timișoara, evenimentul are loc sâmbătă, 21 mai, pe platoul din fața Muzeului Satului din zona Pădurea Verde. Pentru a participa la concurs alături de cei peste 100 de aruncători, doritorii trebuie să doneze două telefoane mobile vechi, stricate sau degradate. Se pot câștiga telefoane mobile noi și multe alte premii în valoare totală de peste 2500 de euro. Mai mult, fiecare telefon donat în cadrul campaniei este înscris la tombolă, unde marele premiu este un smartphone. Vor exista 3 categorii de participanți: femei, bărbați și copii sub 12 ani. Astfel, sâmbătă, primul telefon se va arunca la ora 10:30. Fiecare participant are dreptul la 2 aruncări, freestyle. Înscrierile se fac începând cu ora 10 la fața locului. Concursul încheie campania Reciclează-ți telefonul pentru educație, campanie de colectare a telefoanelor mobile vechi și degradate în vederea reciclării acestora.